Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, are în vizor siguranța pe drumurile județene, nu numai în ceea ce privește asfaltarea și modernizarea drumurilor, dar și întreținerea zonelor de lângă partea carosabilă. După ce au fost primite mai multe sesizări, reprezentanții Consiliului Județean Vâlcea au început să ia măsuri în ceea ce privește copacii îmbătrâniți de pe marginea drumurilor județene. Am început să acționăm punctual, pentru că bugetul este restrâns, dar unde sunt și suntem sesizați, ne ducem imediat și intervenim cu toaletare, adică curățăm de crengi tot ce trebuie, dacă trebuie mai tăiem din ele, dar atunci, acolo unde se cere, eliminăm, adică tăiem de la rădăcină. Drumurile județene trebuie să fie în siguranță și din acest punct de vedere proprietățile oamenilor pe lângă care trece drumul județean, la fel trebuie să fie ferite de pericol. Președintele CJ Vâlcea a fost cel care a luat această inițiativă atât pentru siguranța drumurilor, cât și a proprietăților și a cetățenilor. Eu verific personal toate aceste acțiuni. Prima acțiune de acest fel a fost demarată joi 5 august în localitatea Galicea. Am început în zona Galicea să facem această acțiune, se taie la acele plute și vom continua și în alte zone din județ unde apar astfel de probleme.